Eu nu vreau să interzic jocurile de noroc. E o aberație chestia asta. Trebuie doar mutat acolo unde le este loc. Mai bine bea o bere. Te întreb pe partea de decriminalizarea consumului de marihuana. Cum vezi tu treaba asta? Ești pro sau contra? Altfel mă relaxează foarte mult să gătesc. Există dorință, există poate și niște bani, da? Dar n-ai unde să-i duci. Salut și mă bucur că ești alături de mine la USR Insider. Invitatul meu de astăzi este Tudor Pop, deputat de București, pasionat de gastronomie și sport. El este de părere că lumea ar fi un loc mult mai bun dacă reclamele la păcănele nu ar mai exista și dacă copiii ar avea mai mult liber în curtea școlii. Dar despre toate aceste lucruri ne va povesti chiar el în episodul de astăzi. Mulțumesc pentru invitație, bine te-am găsit, Maria! Știi că un clasic în viață spune că viața este ca un joc de meci, așa că ai putea să ne spui cum este meciul din Parlament zilele astea? Acest clasic fiind Hagi. Oricine poate să fie clasicul. <laughs> pentru că Hagi este renumit pentru perlele pe care le, le dă și pe care le oferă. De altfel, un personaj pe care îl stimbe și îl admir foarte mult. Și care a făcut foarte multe lucruri bune pentru sportul românesc și pentru fotbal. În Parlament, da, e, avem meci în fiecare săptămână. Ne așteaptă săptămâna viitoare meciul rotativei. Probabil că Ciucă își va da demisia și va urma o perioadă agitată în care să-l vedem pe domnul Ciolacu cum încearcă să arunce cartoful din brațe către cartoful fierbinte din brațe către alți colegi, către alte partide. Deci mă aștept la o perioadă așa ușor de mă rog, de, de Paralizie generală din punct de vedere politic și de tot felul de schive din partea acestei mărețe alianțe care se preface că conduce România, dar de fapt o dă în fiecare zi de gard. Deci, mai pe scurt, unul cu doctorat plagiat face rotativă cu unul care și-a la bacul la 32 de ani. Da, putem avea și perspectiva asta fără niciun fel de emoții, dar dincolo de pregătirea lor, educațională, ca să zic așa, este trist ceea ce fac ei, în această dublă calitate pe care o au, în această dublă comandă pe care o au la, la, la manșa acestei țări și lucrurile astea se văd cu ochiul liber, se văd din avion, inflația e undeva pe tavan, deși este subraportată, oamenii sunt din ce în ce mai frustrați, din ce în ce mai disperați, pericolul extremist este din ce în ce mai mare, Georgica capitalizează foarte mult pe niște frici, unele ebreale, altele inventate de ei. Vedem însă care este calitatea lor în Parlament, inclusiv uman, avem un deputat, exclus acum, care a sunat și a sunat colegi din Parlament săptămâna asta să-i înjure în fel și chip. Eu n-am înțeles o chestie. Georgica a ieșit și a zis doamne, nu putem accepta o asemenea un asemenea comportament. Știu foarte mulți români care au probleme cu alcoolul. Ne-am decis să-l uh, excludem pătit Stoica. și am vrut să-l întreb bine, prietene, dar ați avut uh, acum două luni un coleg care și-a bătut soția. Uh, România au o problemă cu violența domestică. Pe păi, el, de ce nu l-ați exclus? Sau e... E o chestie bărbătească, e o chestie cu care este mândri, care vă face să vă simțiți mândri că un deputat de la voi și-a bătut soția care ulterior a declarat că s-a lovit singură ușă sau ceva de genul ăsta. Adică este foarte multă ipocrizie în, în discursul lor. Că ai menționat mai devreme de alcool, vreau să rămânem un pic în zona de vicii, și știu că tu ai fost foarte activ pe, și ești în continuare foarte activ pe partea de jocuri de noroc. Pentru că a inițiat și o lege cu fără păcănele lângă școli, nu-i așa? Fără păcănele la parterul blocului da. și cu o distanță de 300 de metri între, între serile de jocuri de noroc. Celălalt proiect, fără păcănele lângă școli, aparține colegilor mei, Diana Stoica, Fibri Hăvârneanu și Sebastian Cernic. Și cred că este firesc cumva să... Pornim o contraofensivă la aceste industrii generatoare de moarte, din punctul meu de vedere, că vorbim de tutun, că vorbim de jocuri de noroc. Și cred că trebuie o contrapondere în societate în momentul ăsta, pentru că lucrurile sunt cam scăpate de sub control. Cât de puternic este lobby-ul din zona jocurilor de noroc? Ați primit vreodată, nu știu, au venit oameni să vă spună avut... băi... Am mai avut războiul ăsta și am mai purtat războiul ăsta cu industria tutunului și acolo am simțit că lobby-ul este mult mai puternic și mai pe față. Aici probabil că este, este mult mai subteran. Este efectele, dacă vrei, dependenței de jocuri de noroc sunt mult mai vizibile decât efectele dependenței de tutun. Consecințele sociale sunt mult mai grave. Eu, acum, ca să fim onești, eu n-am auzit pe nimeni care să se sinucide din cauza că eu știu, n-a putut să-și cumpere un pachet de țigări sau uh, a intrat în sevraj de la tutun, dar pe de altă parte sunt foarte mulți oameni, sunt mii, dacă nu zeci de mii de români care și-au distrus viața din cauza acestei dependențe, care, spre deosebire de alte dependențe de droguri, să spunem, nu se vede decât atunci când persoana decide să recurgă la un gest disperat. Dar tu crezi că limitarea reclamelor sau interzicerea lor și limitarea cazinourilor ar rezolva problema asta? Pentru că mie mi se pare că este o chestie pe termen scurt. Dacă noi nu venim, probabil și cu educația de acasă, adică ok, noi dăm niște legi, dar cum, cum se vede treaba asta? Crezi tu păi, că este o soluție? Ar mai trebui ceva în, în plus? În momentul în care ai de 5 ani de zile o inflație de reclame care devin din ce în ce mai agresive, care devin din ce în ce mai sau mă rog, încearcă să-ți intre pe sub piele ca o normalitate, atunci da, limitarea lor este o soluție de bun simț, pentru că ce se încearcă acum este normalizarea acestui fenomen și crearea unei noi generații de jucători recte dependenți de jocuri de noroc. Și atunci da, eu la cum o văd acum este o este, mă rog, soluția este limitarea uh, limitarea accesului. În primul rând, imaginează-ți că ești dependent de heroină, cobor din scara blocului și lângă scara blocului este un magazin de unde poți să iei heroină. Cam așa este și relația dependentului de jocuri de noroc cu sălile de jocuri de noroc. El vrea, poate că vrea să se lase, dar na, când coboară din casă să ia o cola sau o pâine, dă acolo de magazin, de, mă rog, de sala de jocuri de noroc. Și atunci, practic, este condamnat să rămână în cercul ăsta vicios care nu se mai termină. Deci, avem o problemă de acces foarte mare și avem o problemă de supraexpunere prin această publicitate care, pe lângă faptul că este agresivă, este și extrem de mincinoasă. Pentru că aici este această amăgire perpetuă, câștigă, joacă și câștigă, câștigă premii, care, în fine, cu toții știm, cu oricine vorbești din industrie, aceste aparate sunt setate în așa fel încât să poți câștiga într-o primă fază, dar pe termen lung, de fapt, o ajungi să pierzi. Iar, uh, cum zice, endorfinele uh, care sunt... Uh, care apar în momentul în care, în care joci sunt atât de puternice încât pot fi comparate cu, depend, cu cele, mă rog, declanșate de dependența de droguri de mare risc, de heroină și altele. Dar ce crezi tu că au de câștigat PSD și PNL prin faptul că nu vor exista efecte prea curând cu, și cu legile? Adică, în momentul de față există mai multe proiecte, n-am văzut să au, au existat dezbateri pentru a fi votate? Ieri la Senat practic mi-au respins -mi această lege, legea care okay. elimină păcănelele de la parterul blocurilor din sate și din sate și care impune această distanță minimă de 300 de metri. Uh, Eu am făcut o manevră destul de bă, șmecheră ca să rămânem în acest registru. Acum o lună bă, PSD a depus prin vocea liderului de club de, de, de grup, de club Alfred Simonis o inițiativă legislativă care practic a făcut cherry picking din toate proiectele legislative existente. De la mine a luat această această limitare, aceste limitări apropo de acces. De la alți colegi au luat alte prevederi și practic a făcut un buchețel frumos care are prevederi strânse de peste tot și le-a pus pe circuit în așa fel încât să poată să invoce un paralelism legislativ și în felul ăsta practic să scoată proiectele noastre pe, pe margine, să meargă mai departe cu proiectul lor. Ceea ce, din punctul meu de vedere, pot să înțeleg, e politică. Marea mea dilemă este dacă nu cumva se folosesc de chestia asta ca să ne elimine nouă proiectele și după aia să-și îngroape proiectul ăsta la sertar. Dacă PSD merge cu proiectul ăsta, care, din punct de vedere, cum să spun eu, tehnic, da? al tehnicii legislative este scris impecabil, da? nu avem probleme aici, dacă merge cu el până la capă și, într-adevăr, ajunge la promulgare și este promulgat, jos pălăria. Mă bucur că USR, prin presiunea pe care a pus-o și prin aceste multiple inițiative, a creat acest efect în Parlament și a obligat pe PSD să-și asume și ei problema asta, să asume și ei flagelul ăsta, să mă rog, rezolvarea acestui flagel. Pentru că discuția este, este destul de mare în societate, și să știți că partidele au acceptat că avem o mare problemă cu dependenții de jocuri de noroc. Aici nu există, nu există o mare dezbatere în sensul că unii sunt pro sau alții sunt contra. Dezbaterea există pe ce fel de măsuri să implementăm. Și aici, în fine, sunt cei care practic merg pe ideea asta că să schimbăm totul, dar de fapt să nu schimbăm nimic, da? și care merg așa cu plasturi. Și sunt proiectele astea pe care le-am propus noi și pe care le-a preluat PSD-ul, care sunt într-adevăr sunt de substanță și care uh, mută jocurile de noroc în afara localităților, le scot din sate, le îndepărtează de școli. Na, sunt lucruri bune din punctul meu de vedere și aici ar mai trebui completat și cu uh, aportul pe care ar trebui să-și-l aducă statul apropo de educație, că vorbeam mai devreme mai ales în rândul tinerilor, a copiilor, prevenție și tratament pentru cei care au nevoie de tratament. Acum, tratamentul pe care îl oferă statul este o glumă proastă. Am vorbit cu dependenți, cu oameni care se tratează de ani de zile, pentru că, ca orice boală, are nevoie de un tratament. Așa, și mi-au spus că nu au primit niciun fel de ajutor de la stat și că acele întâlniri de consiliere psihologică sunt un mare bullshit și singurul mod prin care au reușit să rămână la suprafață și să se îndepărteze de aceste vici a fost cu ajutorul familiei și cu, a, mă rog, pe care i-au avut și care le-au permis să se îndepărteze de de, 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 zona asta. Dar, repet, este foarte greu în momentul în care tu ești foarte vulnerabil odată ca dependent și doi la nivel de expunere media și la nivel de acces. Deci, uh prea curând o să vedem interzise de tot aceste Dar nu vreau să le interzicem de tot. Eu nu vreau să interzic jocurile de noroc. E o aberație chestia asta. Trebuie doar mutate acolo unde le este locul și trebuie schimbată paradigma. Și paradigma e simplă. Paradigma acum în România este joacă și câștigă. Românii percep chestia asta ca pe o sursă de venit suplimentară. Ea trebuie percepută ca o distracție de weekend. Da, n-am nicio problemă să meargă eu știu, Tudor sau Maria să meargă într-un weekend într-un mini Las Vegas de la marginea Bucureștiului și să spargă 500 de euro acolo ca formă de divertisment. Dacă așa vor ei să se distreze, este fix problema lor. Dar aici trebuie să rămână percepția. Percepția nu trebuie să fie iau banii de la copilului, caz real, mă duc și bag în păcănele și după aia ies la colțul străzii și le cer oamenilor bani ca să cumpăr din nou lapte, mă rog, ca să, ca să pot cumpăra lapte praf copilului. Chestia asta mi s-a întâmplat mie acum mai bine de 10 ani când nu se discuta despre acest fenomen și am fost abordat de un tânăr tătic care mi-a cerut bani de lapte praf și eu am văzut că ieșise dintr-un casino ca să spun așa, dintr-o sală de jocuri și mi-am dat seama practic unde s-au dus banii pe care avea și am zis ok, de acord cu tine, dar vin cu mine la farmacie și îți cumpăr eu o cutie de lapte și te duci acasă și duci copilului, pentru că nu nu poți să bagi cutia de lapte, laptele praf în păcănele. Dacă te dea în banii, sunt convins că se prefăcea că merge la farmacie și se întorcea tot acolo, dar așa, cumpărându-i laptele, na. Dar asta na, e un pansament, e o, mă rog, un plasture, nici nu știu ce s-a întâmplat mai departe, că n-am... Dar faptul că nu ești de acord cu interzicerea totală a jocurilor de noroc are cumva legătură cu faptul că la buget se adună jumătate de miliard de mai, euro. Mai mult. se adună Deci mai asta mult. e motivul 0, principal din spatele... Din nu, e și o chestie. Noi suntem un partid liberal. Dar avem de unde să suplinim acești bani, dacă ar fi? Adică, ok, interzicem jocurile de noroc. Avem de unde să facem rost de acești de acești jumătate de miliard de euro, dacă am face alte măsuri, păi, de într -un, exemplu? Într-un... Într <laughs> într-un stat uh, sobru, într-un stat serios din punct de vedere economic, într-un stat care știe să-și valorifice resursele, da, am putea să suplinim fără niciun fel de problemă această jumătate de miliard de euro. Numai dacă te gândești la, nu știu, la potențialul pe care l ai în turism sau în uh, agricultură. Da? Și nu mă mai duc în alte în alte zone. Dar, repet, nu e o problemă de interzicere. Pe mine nu mă deranjează că există acest fenomen, mă deranjează că se încearcă normalizarea lui, mă deranjează că sunt expuși copiii și adolescenții. Apropo, unul din patru adolescenți din România au jucat măcar o dată la păcănele. Mă deranjează că există publicitate mincinoasă, mă deranjează că statul român nu face absolut nimic să-și protejeze cetățenii care ajung dependenți de jocuri de noroc. Asta sunt lucrurile care mă deranjează. Asta încercăm să reglementăm. Nu vreau să intrece în jocurile de noroc. Vreau să limităm efectele nocive pe care le generează această dependență. Ai jucat vreodată la jocuri mm, de noroc? Nu, nu. Am pus pariuri de câteva ori la... Sportive? Da, 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 la câteva cupe mondiale. Pe cine ai pariat? Păi a fost, mă rog, a fost un campionat mondial acum mai mulți ani și am pariat că este Noua Zeelandă dintr-o grupă cu Italia și aveam o cotă destul de bună. Dar, mă rog, a fost un pariu de asta foarte naiv n-am fost, n-am fost departe și dar cumva aia a fost cam singura experiență și cred că am mai pariat odată la ultimul campionat european, parcă, dar tot așa am pariat pe finaliste și am pierdut. Nu, nu sunt bun. tot mai cookie. Deci mai bine mai bine beau o bere. Tudor, real vorbind, câtă libertate au copiii în curtea școlii? În timpul programului sau după program? Și în timpul și după, sau mai bine spus după, pentru că Acolo a fost discuția. Uh, da, uh, a fost o discuție foarte bună în ultimii ani în societate, apropo de accesul copiilor în curtea școlii după program și trebuie să privim povestea asta din perspectiva accesului la uh, infrastructură sportivă, la la un loc în care copiii să poată, să poată face sport sau mișcare în siguranță, departe de mașini în primul rând, că asta e o mare problemă în copilăria mea. Ne jucam în spatele blocului, pentru că erau trei mașini rătăcite, cum la fel de bine ne puteam juca și în curtea școlii sau în curtea grădiniței, pentru că porțile erau deschise, dar mă rog, pentru noi era mai cool să sărim în gardul sau să ne băgăm pe sub el pentru că nu aveam răbdare să mergem până la intrare, dar practic noi acolo am copilărit și am copilărit într-un mediu foarte sigur, acolo am învățat să, nu știu, să jucăm, să facem mișcare, să facem sport, să ne certăm, să câștigăm, să pierdem și cumva am, am considerat necesar să readucem, să readucem în viață acest obicei bun care, din păcate, treptat s-a pierdut și nu s-a pierdut doar prin decizia directorilor de a pune la lacătul pe curtea școlii, s-a pierdut și la, la nivel de mentalitate. Părinții de astăzi, noi, adulții, am uitat cumva de obiceiul ăsta pe care noi l-am avut și cumva trebuie să ne reamintim că copiii noștri ar trebui să se poată întoarce oricând doresc ei în curtea școlii, să se poată juca fotbal, basket habar n-am uh, lapte gros, nu știu. Ce ne mai jucam noi în copilărie, leapșa, ce ne mai jucam noi în copilărie pe acolo fără probleme. Ce recomand copilului tău pe parte de timp liber și sport? Păi în primul rând să facă mișcare uh, și uh, te recunosc că e oarecum uh, dificil pentru că ei sunt foarte atrași acum de uh, tehnologie, uh, sunt mai degrabă uh, sunt mai degrabă predispuși la un stil de viață sedentar încă din, de la vârste foarte fragede, pentru că repede, neexistând nici în rândul părinților, și mă refer aici la o majoritate largă, acest reflex de a face mișcare, de a face sport, de a ieși cu copilul în parc, de a juca un badminton, de nu știu ce, atunci, na, normal, că aleg să se izoleze cumva în camera lor sau cu 2-3 prieteni și să stea pe telefon. Mie mi se pare oribil când, nu știu, văd copii de 14 ani. La o terasă, și bă, bă, practic, socializarea înseamnă să stea pe TikTok, Instagram, și mă rog, pe ce mai stau ei acolo, pe WhatsApp. E, e, e foarte dăunător pentru sănătatea lor mentală, în primul rând, e foarte dăunător pentru somnul lor, ca să spun așa. Supraexpunerea asta la, la, la tehnologie, și cred că avem și destul de multe studii acum. Este foarte dăunătoare pentru, pentru, pentru tineri și pentru copii. Și atunci, cu ce putem noi să contracarăm aici este mai mult acces la uh, terenuri și facilități sportive. Ceea ce în România reprezintă o problemă, pentru că într-un eurobarometru din 2019, când am fost întrebați ce ne oprește uh, de la a face mai mult sport, ăsta a fost primul răspuns: faptul că nu există infrastructură sportivă. Și atunci, practic, m-am gândit ok. E complicat acum, sau mă rog, e nerealist să aștepți ca primăriile să construiască nu știu câte terenuri de, de, de sport, polivalente, ca să zic așa. Dar totuși, uite, avem o resursă publică care stă nefolosită și care este curtea școlii. De ce, nu putem, de ce nu putem folosi din nou curtea școlii pentru copiii care vor să facă mișcare și sport cu părinții, cu prietenilor? Și chiar și tu ai avut la un moment dat o lege cu 30% din... Uh... Da, 30% din banii publici alocați uh, uh, sportului se meargă către susținerea programelor de copii și juniori. Asta este practic următorul nivel, dacă vrei. Prima cărămidă pe care am pus-o a fost asta în care uh, am vrut să încurajez sportul de masă, da? uh -huh. mișcarea la nivel general, după care la următorul nivel în care copilul decide să se înscrie într-un club și să facă sport în mod organizat, în mod profesionist, ca să zic așa, atunci ar fi bine ca atunci ar fi bine ca banii pe care banii publici care vin de la primării către cluburile municipale să aibă și o destinație care să favorizeze și să încurajeze cât mai mulți copii să vină să facă mișcare și sport. Și aici vorbim de bani care sunt folosiți pentru a plăti echipamente, pentru a plăti deplasările echipei de junior, pentru a le asigura toate condițiile de care au nevoie. Legea asta a fost promulgată anul trecut, în, în ba nu, ba da, în toamnă și practic anul ăsta pilotăm. Super. Am făcut o serie de interpelări pentru, la toate Cluburile municipale din țară, să-i întreb cam care este proiecția lor bugetară pe anul în curs, pe 2023, și cum vor încadra această prevedere legislativă care, repet, a fost promulgată, acest 30%. Și, mă rog, răspunsurile au fost foarte variate și unele au fost chiar hilare, dar cumva există o tendință de a. De, Bună, zic eu, în creștere de a investi în programele de copii și juniori, dar avem o mare problemă cu infrastructura din nou sportivă, adică chiar la nivel de București, nu mai vorbesc de la nivel de alte orașe. Există un aflux mare de copii care vin să facă diverse sporturi. Problema problema principală este că nu au unde să acomodeze acești copii, adică nu nu sunt suficiente de să nu sunt suficiente să-l de sport care să poată primi și să poată și, care, și unde se pot uh, uh, cum îi spune, organiza acești copii să facă mișcare și sport și e valabil și în Timișoara și în București și în Iași da. deci peste tot ai această problemă. Există dorință există poate și niște bani da? dar n-ai unde să-i duci și aici cred că te nevoie de o de o abordare așa mai de ansamblu la nivel național apropo de unde construim săl de sport, ce fel de săl de sport, cu ce așteptări, în fine. E o discuție lungă și complexă, dar mă rog, o să tot avem. Mergem un pic mai departe și aș vrea să te întreb pe partea de decriminalizarea consumului de marihuana. Cum vezi tu treaba asta? Ești pro sau contra? De droguri de risc, să le spunem. Că Hai să le spunem așa. Doar da, de marihuana aici. Sunt și au fost discuții și în și Parlament, și în afara Parlamentului, în societate. Eu acum sunt așa într o dilemă pentru că dacă până acum 2 ani credeam în decriminalizare, acum mai degrabă cred în legalizare. Dar uite, dacă noi să spunem că vine un ul cu o lege impecabil făcută, da, de la, pe de pe partea de consum, de absolut tot, da? Deci să spunem că toate lucrurile astea au fost stabilite în legea respectivă. Care sunt șansele reale ca o lege impecabil făcută să treacă? Pentru că pe subiectul ăsta. Pe subiectul ăsta, pentru că oamenii spun Ok, voi nu faceți treaba asta, dar hai să le spunem un pic mai departe. Și dacă am face legea asta, ce s-ar întâmpla mai departe? De ce n-ar trece? Adică... Am avut uh, discuții uh, pe subiectul ăsta uh, provocate de alte inițiative legislative și una dintre ele, chiar recentă, cea în care s-a înăsprit traficul, iar pentru uh, consum propriu există o, un amendament și o prevedere care... Crează foarte multă ambiguitate. Decriminalizarea până la această lege a consumului de droguri de risc cumva exista de facto. Adică 9 din 10 dosare deschise pentru cei care erau oprinși cu un cui se primeau nu, ca să zic așa. Problema s-a acutizat în momentul în care a, poliția a început să facă aceste a, filtre și a venit cu o aparatură care să detecteze consumul de droguri atât de risc cât și de mare risc. Și atunci, practic, lumea a înțeles și a început să devină vizibil, dacă vrei, acest consum și atunci, bonor PNL, onor PSD, au început să-și pună problema, coroborată și cu consumul foarte mare de droguri de risc și de mare risc în, în, licee și în rândul tinerilor. Adică problema este pe masă, problema există din punctul meu de vedere, ea nu trebuie ignorată, nu cred că trebuie să mergem în direcția în care uh, să îmbrățișăm, uh, eu știu, o relaxare totală fără niciun fel de discernământ, pentru că nu avem plase de siguranță, care să-i protejeze pe cei mai tineri dintre, dintre consumatori, ca să zic așa, pentru că una este să uh, fumezi un cuiu odată pe lună la 40, 45, 35 de ani, când deja, eu știu, ai o carieră, ești format, ai oarecare maturitate, ești stabil din punct de vedere emoțional și alta este să faci chestia asta la 12, începând de la 12 ani. Deci aici este un pericol real, iar din punctul meu de vedere, decriminalizarea în momentul ăsta... Nu face decât să deschidă și mai mult piața neagră a traficanților de droguri către licee. Imaginează-ți că, practic, o să ai un liceu între care va putea deține o cantitate de, de iarbă de până la 3 grame, ceea ce e ok pot să înțeleg chestia asta e și, mă rog, și fără, să, fără a exista consecințe de natură penală, dar în același timp tu nu faci decât să mărești piața de desfacere a, a traficanților. Și atunci prefer să mergem pe o formulă care să legalizeze fenomenul da? și care să-mi dea mie control ca stat și ca societate de la producție până la desfacere. Să și taxezi chestia asta, să iau bani, să și pot face din taxele astea niște programe educaționale de tratament și de prevenție, pentru că eu nu-mi permit ca stat să am o generație sau să am generații de tineri care, cum să spun eu, folosesc acest tip de divertisment, dacă vrei, fără niciun fel de discernământ și mai ales fără niciun fel de prod, să presupunem că na, la vârstaia ești teribilist și vrei oricum să încerci. Dar să faci chestia asta fără să n-ai niciun fel de sistem de protecție în spate, fără niciun fel de uh, discuții asumate și, uh, cum să spun eu, uh, uh, corecte pe, 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 pe tema asta a consumului de droguri de risc și de mare risc, mi se pare un. Uh, Dezastru. Deci decriminalizarea din punctul meu de vedere este bună pentru că într-adevăr scotește niște puști și niște oameni care altfel sunt super respectabili și ok de bă, bă, problemele, nu știu, de, de oare de care probleme penale. Da? dar dacă vrem într adevăr să luăm problema asta de coarne și să protejăm repet generațiile tinere care acum sunt la cheremul traficanților de droguri și am văzut este asta chiar și în cele mai bune licee din București, da? Atunci trebuie să mergem din punctul meu de vedere pe un pachet care să scoată la lumină toată industria asta. Și avem în parlament acum așa ca un side fact, legea cannabisului medicinal, da, deci cel pe care îl folosim pentru ca adjuvant în tratarea unor boli mă rog, incurabile aflate în stadiu terminal sau unor boli neurodegenerative precum scleroza multiplă. Da? Și, practic, aici există un proiect inițiat chiar de o deputată PSD, un proiect foarte bun care, asta face, practic, prevede tot lanțul de la producție până la desfacere a cannabisului medicinal în România. Ei bine, Dicotul se opune, Ministerul Sănătății se opune, mă rog, Ministerul Sănătății face un balet de, asta, de argumente, că de fapt el se opune, dar nu se opune, că el este pentru consumul de cannabis medicinal. Dar de ce trebuie să avem nevoie de lanțul ăsta de producție? E simplu, pentru că cei care au scleruză multiplă sau un plăci și vor acum să consume cannabis medicinal, își comandă din Italia sau din alte țări. Unde ce să vezi, există o industrie în sensul ăsta. Și întrebarea firească pe care am avut-o toți, de ce trebuie să ne limităm ca piață la una de consum, când putem să, venim una, să devenim una de producție? Că vorba e vorbim de cannabis medicinal aici, da? Asta cred că poate să vă ofere o, o imagine despre cât de obtuz este statul român în acest moment. Iar domnul de la Dicot a venit și ne-a spus, domnule, da, aparatele noastre nu detectează între THC și cannabidiol, da? Noi nu suntem dacă îl prindem la volan pe unul care a, care a luat cannabis medicinal, la fel îi facem dosar penal. Păi, scuză mă nu e problema consumatorului care folosește ca adjuvant medical acest produs, e problema ta că nu știi să-ți reglezi aparatele alea. Că nu știi să-ți să dai seama dacă cel care conduce se află sub influența marihuanei în acel moment. Sau a consumat acum trei zile, când deja efectele nu mai există. Deci sunt multe probleme care trebuie reglementate pe partea asta și cred că ar fi timp să avem o conversație destul de onestă și deschisă pe acest subiect, pentru că facem foarte mult rău gratuit prin această, nu știu, ascundere de după deget, ca să zic așa. Am notat. Okay. Tudor, tu ce faci când nu faci politică? Cum te relaxezi? Ce sporturi îți place să practici? Păi... În principiu mă văd cu prietenii, unde încerc să nu discut despre politică, deși, mă rog, mi-asum chestia asta, e un risc... Toți ajunge acolo, e la un moment dat. Un, e un risc implicit asumat, dar prietenii mei au învățat totuși să nu mai pună nici E foarte multă patimă în discuțiile astea. S-au maturizat și ei odată cu mine, că vorba aia, că, precum electoratul nostru și precum partidul nostru. Altfel, mă relaxează foarte mult să gătesc. Da, asta nu nu e un secret pentru nimeni, mai postez din când în când pe Facebook ce mai gătesc, dar o fac foarte rar pentru că în politică pf, trebuie să nu e așa, să păstrezi niște aparențe, să-ți păstrezi o imagine publică și aici este o mare dilema politicianului tânăr pe care cred că o au foarte mulți colegi. Cât de mult îți permit să fii uh, natural sau, mă rog, mai degrabă, cum ești tu în relația ta. Uh, pe care o ai cu, cu, publicul, cu alegătorii și apropo de imaginea ta. Dar uneori recunosc că mai, mai, mai derapez în ghilimele și mai, 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 povestesc și din, și din viața mea personală despre, mă rog, ce-am mai gătit, despre uh, fotbal. Da, îmi place foarte mult să joc fotbal. Îmi place, mă rog, în ultima vreme am trecut printr-o printr-o așa, printr soi de epifanie am descoperit că pentru mine cel mai bun drog este sportul. Deci, mă rog, asta am știut-o multă vreme, dar cumva acum cumva acum s-a reconfirmat în ultimii ani și mai mult decât atât am început să experimentez diverse sporturi și chestia asta face foarte bine la creier, în sensul în care te pune în niște situații deloc confortabile, să joci prima dată rugby la 42 de ani în pe un teren în semi întuneric, este o mare provocare, dar în același timp când pleci de acolo simți că ai, că ai făcut așa un pas înainte, apropo de foarte multe lucruri și eu cred că sportul e foarte important mai ales pentru, ok, pe lângă cardio și ce îți mai oferă el așa ca tonus și beneficii, este foarte important pentru a menține plasticitatea creierului, pentru a, te, pentru, a ți menține creierul sănătos. Și asta era și ideea. Ideea în care te duci și faci și încerci mai multe sporturi pe care nu le-ai făcut, ajungi să te confrunți cu situații în care uh, creierul tău este pus în dificultate. De pildă, te-a pus să joci tenis, da? N-am mai jucat tenis de 20 de ani, am reînceput vara trecută. Ei bine, am avut, timp de luni am avut o mare problemă, de uh, coordonare, să spunem, uh, pentru că ai mingea, ai terenul, ai viteza cu care vine mingea, ai racheta pe care trebuie să o folosești în același timp și să dai niște lovituri înapoi și toate chestiile astea puse cap la cap, practic uh, te obligă să te reinventezi cumva și îți obligă creierul să facă un, uh, un salt cognitiv înainte, știi, adică cumva uh, te, uh, ți, ți, uh, îți dă praful, îți dă praful la o parte. Practic asta asta face sportul pentru creier, îl, ține, îl menține tânăr, îl menține viu. De aceea asta recomand, mai ales de la 40 de ani în sus, când, mă rog, începem să o luăm așa ușor-ușor la vale, să, să faceți mult sport și să încercați sporturi diferite. Cu ce preparat te-ai prezentat la șef la Știți <laughs> Știi că asta e întrebare pe care, mă rog, nu mi-o pune ei femeia, femeia mă bate la cap de... 6 luni de zile, de un an de zile, de, mă bate la cap de multă vreme să merg la șef la cuțite. Eu îi spun că n-am ce să caut acolo, că nu este neapărat bucuria mea, pentru mine, gătitul e o plăcere, nu e un concurs. Uh, dar dacă ar fi să mă prezint la șef la cuțite, nu știu, m-aș duce înspre, înspre bucătărie asiatică, poate, înspre o supă, înspre o caracatiță... Dacă ai fi la un concurs de gătit pe echipe, cu cine din USR ai face echipă? Mm. Nu suntem foarte mulți în care să vorbească public despre asta. <laughs> știu câțiva oameni. Știu că Drulă e pasionat de gătit. Cred că cu el aș face echipă într-o primă fază, deși cred că ne-am și certat un pic, ne-am și ciondănii, că suntem amândoi foarte... Poți să mai iei pe cineva în echipă, să fie o echipă de 3-4 persoane. Să mă gândesc, să mă gândesc pe cine aș lua. Pe Radu Mihaiu și v-ați duce în nu, și înspre bucătăria turcească. Radu nu are treabă cu gătitul, cartof prăjiți maxim, îl cunosc de mulți ani, îi place să mănânce, apreciază, dar. Radu cu... sper că nu vezi asta. Dar nu, 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 Nu că nu e, știi și el lucrul ăsta, nu e. Nu cred că îl afectează munca de primar. <laughs> și la reputația pe care pe care și-a câștigat în ultimii ani făcând lucruri extraordinare în sectorul 2. Nu știu, m-aș gândi la o doamnă, m-aș gândi la, 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 la o colegă pe care s-o implic în povestea asta, în echipa asta, dar... Elena Lasconi? Cred că da. Cred că, cred că ne-am descurcat foarte bine. În, și probabil că ați avea și avantaj. Ați câștigat da, premiul cu Elena. Da, exact. Elena a deja trecut prin experiența asta, am văzut că a, a și câștigat. Uh, uh, da. Da, de ce nu? Cred că ne-am putea prezenta când i-ai spus Sandei ultima oară că o iubești? Sanda, fiind cățelul meu și asta cred că ar trebui să știe cei care se uită, e un cățel pe care l-am adoptat acum 2 ani de pe, din parcul Mogoșoaia, o cheamă Sanda pentru că paznicii eu au pus numele Sandra inițial, după Alexandra, care era contabilă parcului. Dacă a spus să nu se supere doamna Alexandra, că i-au folosit numele prescurtat pentru a numi acest cățel, i-au zis așa mai conspirativ Sanda. Deci așa a ajuns, da, da, da. Așa a ajuns Sanda în, 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 în familia mea, într-o după amiază de octombrie, când am dat peste ea în parcul Mogoșoaia. Păi, nu știu, cred că îi spun în fiecare zi că o iubesc, Într-un fel sau altul, e adevărat că o mai și cert care, mă rog, acest, mă înțeleg că toți câinii sunt așa un pic gunoieri și caută tot, eu, indiferent cât de multă mâncare le las, cât, cât ce, ce le dai, tot când ies afară încep să amușineze și să caute E adevărat că Sanda are și uh, un, uh, un istoric mai puțin fericit, adică eu când am luat-o avea 4-5 luni și se hrănea inclusiv cu broaște și cu râme. Deci presupun că Delicateța. la ea foamea este undeva foarte viscerală, este built-in și indiferent de cât e așa de mâncare acasă, când iese afară, îi reintră în starea aia de, în fine, de As foame. Asculți muzică lăutărească? Lăutărească, da, da, ascult. Ascult și veche și nouă, mai ales când fac un grătar, pică foarte bine de lângă un pahar de vin, la o petrecere. Ce artiști din cei vechi asculți? Păi cu care am crescut pe discurile lui Maica, pe, pe discurile maică -mi, de la Gabi Lung, la Romica Apuceanu, la Fărămiță, la Ambru, toată garda veche de, de lăutari. Și recent? Pe care dacă îi asculti acum îți dai seama cât de buni și cât de valoroși au fost. Recent și recent e Paulina care cântă foarte bine Uh, sunt cei de la 3 uh, mai este o, o, o tipă care cântă foarte, foarte bine și care îmi place foarte mult, dar am un lapsus îngrozitor acum. Corina. Corina, Corina. Sergi îmi pare rău Corina dacă te uiți la chestia asta. <laughs> uh, și Corina place foarte, foarte mult. De fapt cu ea am reînceput, ascultând-o pe ea, am reînceput să descoper muzica lăutărească, mă rog, să zicem, curentă, contemporană, cântată de noi artiști, de noul val de artiști și ea mi-a plăcut foarte mult. Ea practic reia cântecele copilăriei, cântecele vechilor lăutari, dar o face într-o notă atât personală, dar cumva și nostalgică și cumva are acest dar de a te transpune în lumea aia. Tutor am ajuns la final și vreau să te mai întreb câteva lucruri. La mm. ce festival te găsim vara asta? Păi, la Electric Castor, cum îi zic eu. Mă duc cu fimea acolo, mergem în familie. Vreau să-i ofer această experiență de festival de... Miercuri până duminică, pentru mine o să fie obositor că, nu știu, nu prea mai îmi plac festivalurile astea foarte mari, îmi plac festivalurile un pic mai mici, mai așezate, dar, în fine, uh, facem, acest, uh, facem acest efort, nu-i așa, <laughs> uh, și cam atât, nu cred că mă duc, nu, e suficient, Electric Castle de miercuri până duminică e... <laughs> și cu copilul e... Da, nu știu, pe de altă parte, nu, mă bucur că mergem împreună, că na, o să vadă și ea Chemical Brothers, o să vadă, oh. nu știu dacă o să o duc chiar la Pendulum, la Drum'n'Base, că o să fie cam haos acolo, dar, mă rog, sunt multe trupe, sunt multe trupe mișto care, care pot fi, mă rog, pe care o să se bucure să le vadă. Am fost și anul trecut, a văzut gorila, s a plăcut foarte mult, problema e că e încă mică, la 10 ani și... Nu prea vede așa din mulțime. Eu mai țin eu pe umeri, dar nu pot să ții două ore pe umeri. Papanaș sau clătite? Mm. Ai zice papanaj, dar după ce mănânc papanaj, mă duc să mă culc direct, adică <laughs> mi-o de la ficat, nu, mai degrabă așa, clinște clătite cu... Gem sau Nutella? Și-și. Aici e o alegere grea întotdeauna. Depinde foarte mult și de dulceață. Dar dar dacă sunt la restaurant prefer cu Nutella, dacă sunt acasă prefer cu dulceață. Accepți o provocare? Depinde. Trebuie să completezi următoarele versuri. Da, 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 oțelui e viața mea. Și uh, știu cântecul costă. Da, 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 oțeluie e viața mea. Cea mai... Nu mai știu cum Cea era. mai tare din Carpați? Cea mai tare din Carpați este Oțelul Galați. Bravo! Da. <laughs> Finally! <laughs> Tudor, îți mulțumesc mult de pentru această ocazie. Îți mulțumesc și eu pentru întrebări și pentru conversație. A fost foarte plăcută. Vă mulțumesc și vouă că ați fost alături de noi și vă aștept data viitoare într-un nou episod.